Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Ia mă, Rusoaica? Da. Ia mă. Băi, frumoasă e, dar bună e Rusoaica? Seara, bună seara, bună seara. Bună seara. Bună seara. Eu sunt Ianăca și v-am pregătit o masă din zona nordului Olandei, Groningen, de unde vin eu. Eu sunt olandeză și v-am pregătit o masă tradițională, stampot maus, cum zicem noi acolo. Adică mâncare de șoricei. Da, asta este, de obicei este întrebarea, dar nu are nicio legătură cu șoreci, stați liniștită, dar stampot maus este dialectul pentru burncol, care este tradus în limba română varza fermierilor sau varza țăranilor. Dar de unde știți să vorbiți atât de bine română? Pentru că m-am mutat 14 ani întregut în țara voastră și am rămas definitiv. Unde? În țara? Cum s-a întâmplat? La Oarba de Mureș. Dar cum de-ați ajuns dumneavoastră în România acum 14 ani? Aici este soțul meu de vină, pentru că el a vrut să devină fermier în Olanda. Ok. Dar în Olanda, dacă nu moștenești sau, cum să zic, câștigi lotoul, atunci nu ai bani să cumperi pământ în Olanda, pentru că acolo, țara mică, multă lume e foarte, foarte scumpă. Prima dată când am intrat în țara, era la Oradea, 14 ani în trecut, era negru, a plouat, erau foarte mult gropi în asfalt și am zis soțul, ok, 3 zile. Eu stau aici în țara asta 3 zile și după aia mă duc și niciodată mă întorc. Dar uite cum a mers. Când am stat acolo câteva zile, am vizitat și cu prietena mai multe zone și România, după Oradea, a devenit o țară atât de frumoasă, atât de frumoasă, atât de multă frumusețe și sălbaticie, pădurile și... Și am zis nu, pentru că cel mai rău lucru, cred, care poate să se întâmple un om, este când ești foarte bătrân, te gândești la ce ai vrut să faci, dar nu ai făcut. Și atunci am zis, mergem. El a vrut să aibă propriul ferma sa și în 14 ani în trecut am găsit un loc foarte frumos, la România, la Oarba de Mureș și ne-am mutat acolo în anul 2006. Dar în Olanda ce făceați? Cu ce vă ocupați? Eu sunt de profesie, sunt jurnalistă. Cam într-un an, un an jumătate am împlinit visul soțului, a avut și propria fermă. Și cu capre am avut 600 de capete, aveam o fermă mare și modernă și erau și fermieri din zona care au venit la noi să văd un pic cum a fost, cum lucream. Dar în 4 ani am avut cam multe probleme, sunt mai multe în legătură cu mai mult și birocrația. Birocrația în România este imensă și tămăcină. Dar după 4 ani, din păcate, am desfințat-o. Pentru că nu a mers. Agricultura e foarte greu și am avut foarte mare problemă cu angajații. Nu găsești oameni serioși, foarte greu, care vor să muncească la țară, unde viața este un pic mai grea, de obicei. Pentru că majoritatea care trăiesc la țară visează să se mute undeva la oraș, de ce nu poate în altă țară? Am vândut tot animale, am vândut tank de răcire, mulgătorile, tot am vândut, dar saivanul nostru mai este tot acolo la noi și acum avem și acolo cai care sunt masculini, armăsari, ținem acolo. Avem foarte mult loc să călărim înăintru dacă vremea e urâtă și avem depozit pentru fân, luțernă, pai, orice. Soțul meu se ocupă mai mult acum cu export de instrumente de muzică care sunt făcute aici în România într-un atelier mic și care se vândă acum și în Olanda, dar și în Germania, în Austria, în Australia. Noi astăzi sunteți un caz aparte, că ați plecat din Olanda, invers, în România. Viața la țară e mai reală într-un fapt. Adică noi în Olanda sunt copii care cred, cum să zic, carne crește la pomi. Adică ei nu mai știu cum... Carne crește la pomi. Noi suntem depărțiți de natură acolo în Occident și aici voi nu sunteți, mai sunt mai... Picioarele cu pe două, pământ. Cu ambele picioare, da, pe pământ. Pe pământ. Așa e, da. Aveți o țară atât de frumoasă și aveți atât de mult bogăție în naturii, nu mai trebuie să avem grijă de ea. Vă pare rău că ați plecat din Olanda?
Nu. Mă simt foarte mult acasă aici, serios, da. Rămân aici până mor, pentru că mi-e place foarte mult țara asta. Și sunt oameni foarte calzi, primitori. Este o atmosferă plăcută și mă simt acasă. Noi, sărbători, Paște, Crăciun, Revelion, suntem acasă, suntem la Oarba de Mureș. Vă simt cumva că vă simțiți român? Pe jumătate, 100%, da, da. Noi simt foarte tare cu român, cu tot, da, da. Și faceți toate tradițiile cu miel și ou umplute de Paște? Da. Tăiați porcul de Crăciun? Porcul nu prea, dar... La Crăciun, mergem la corândat, ajutam să facem vin, suica. Soțul nu bea deloc alcool, eu beau dublu. Și cu și niciodată trebuie să ne discutăm cine merge cu mașina, știi? El totdeauna conduce și eu pot să na. Aveți niște... Asta este o țuică, într-adevăr, din Olanda, tot din Groningen, care v-am adus, aia galbenă. Din ce este făcută? Este făcută din lămâie și din scortișoară și este și un pic de anis, dar nu știu cuvântul în românește. Anason. De... Anason. Ok. Cum da. Se numește în engleză verdeața asta? Nu știu, dar și în bucătărie italiană există, dar este o familie care îi cheamă Cavola Negro. Cavolo Nero. Nu e chiar același lucru, dar este familia. Un fel familia. De cicoria, le mai știi pe alea, bă, din da, zona cu ștevie? Da, da, poate da, să fie da, din zona da, de ștevie. Da, da, ștevie, da, mangol și toate. E foarte sanatos. Da, e cale. E un cale, fel de cale. Da, un fel de cale. Avem încă o prietenă olandeză care s-a stabilit la Oarba de Mureș și ea a pus burâncol, maus în grădina, frumos, frumos, și a avut un român care venea să întreține grădina și a scos tot și a aruncat la gunoi, pentru că a gândit... Arată ca o pălărie. Buruiana. Nu v-ați gândit vreodată să faceți și o carte cu mâncare românească să o trimiteți în Olanda? E făcută. E cheamă Poftă Bună și este cu rețete, multă rețete din bucătărie română, dar și cu brânză de capră. Sunt fascinat de cât de bine vorbiți română, în condițiile în care noi tot ce știm în olandeze, Arjen van Robben, PSV Eindhoven și Ajax Amsterdam. Arjen Robben, tot Arjen este Robben. De la Groningen. Oraș. Da, da, foarte da, tare. Da, e de la Groningen. Wow, deci, de acolo tot ce știm. Pornește multe. Vorbiți senzațional de bine limba română. Felicitări pentru asta. Mă bucur să aud că sunt și străini care vin și îmbrățișează cultura românească da, până la capăt absolut. Și sunt foarte mulți deja. Da. Poate învățăm și noi să ne respectăm mai mult pământul, valorile și tradiția. Apropo de tradiție, mâncarea de șoricei, că a zis mouse, acum mă refer la mouse. E ok, da. Vărzuca e... Mă sperie puțin, nu e apetisantă. Nu? Seamănă cu vecinul care a rupt frunzele din grădină și le-a rupt. Exact. Da. E o bălărie. E ok. Da. Ați înțeles? Am înțeles. Foarte bună asta, să știți. Foarte bună. Foarte bun compotul. Era clar că este o mâncare cu care noi nu suntem obișnuiți. Sunt foarte gustoase, când natul este bun. Nici asta nu era mai greu de înțeles pentru noi. Oșu. Dar aveți un cuțit aici. Știu, dar numai faptul că am ajuns până aici deja este pentru mine atât mult o fericire și nici nu m-am așteptat la așa ceva, un okay. Final, scuze. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.